Găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Cred că sunt foarte multe dățile în care v-ați simțit epuizați de-a dreptul după o zi de muncă sau chiar și de-a lungul timpului, poate chiar și nemulțumiți de locul de muncă. Vom discuta în această seară despre tot ceea ce înseamnă sindromul burnout, când ajungem la această epuizare de-a dreptul atât fizic cât și mental, dar despre toate acestea vom discuta cu invitata mea din această seară, psihologul clinician Diana Pârje. Bine ai revenit, Diana! Bine te-am regăsit și sper ca în această seară să facem așa puțină claritate despre ce înseamnă acest subiect. Se tot vorbește de-a lungul timpului despre acest sindrom burnout. Ce înseamnă el, de fapt, când intervine? Acest sindrom este de fapt un stres prelungit care nu a fost gestionat cu succes. Foarte multe persoane asociază sau chiar confundă burnout-ul cu stresul, dar ele sunt două lucruri diferite, pentru că stresul este ceva temporar și pasager, dar care nu are niște consecințe foarte nefaste, dar burnout-ul este un stres care nu a fost gestionat cu succes și astfel aduce omul în punctul în care se simte supraepuizat, atât emoțional cât și psihic, și el practic nu mai poate face față cerințelor atât personale cât și la locul de muncă, își neglijează practic nevoile personale, vrea cu orice preț să îndeplinească anumite sarcini, cerințe, deadline-uri. Acest lucru se întâmplă mai ales în companiile multinaționale unde angajații, ar spune eu, sunt foarte presați să îndeplinească sarcini și astfel adesea ei ajung la acest burnout. Unde ar fi vina pentru această problemă, Diana? Este vina la purtător, să spunem așa? Oricumva lucrurile astea pleacă de mai sus, de la un sistem, să-i spunem așa, pentru că practic noi aici discutăm despre un sindrom care se manifestă mai ales la angajați, nu? Mă gândesc. Da, dacă e să o luăm cu sistemul educațional, încă de când suntem la școală putem vedea această presiune care se pune pe noi să învățăm cât mai mult, să avem performanțe cât mai mari, să luăm 10 pe linie, teme peste teme, și inclusiv copiii ajung să se simtă supraexploatați, chiar la o vârstă fragedă. Mm-hmm. Apoi ajungem la facultate, iarăși aceste examene, celebra sesiune, și chiar vorbeam cu o prietenă care a învățat pentru un examen la medicină foarte greu și mi-a spus, eu am ajuns în burnout pentru că nu mai puteam să fac față. Deci iarăși cerințe foarte mari și tu tragi cu orice preț pentru a le îndeplini. Apoi trecem și prin facultate, ne angajăm și iarăși ajungem la cerințe exagerate poate și din dorința de a ne păstra acel loc de muncă, de a demonstra, de a avansa poate pe un alt post, noi ajungem să, cu orice preț, să îndeplinim acele cerințe, dar nu ne dăm seama că poate acest preț poate fi prea mare și adesea se reflectă în starea noastră de sănătate. Cum putem conștientiza aceste probleme, Diana? Cum ne putem da seama că suntem în punctul în care cumva nu mai scoate la capăt, ca să spunem așa, și cumva, fiind vorba de supraepuizare, mă gândesc că nici rezultatele nu mai sunt cele pe care ni le dorim. Da, într-adevăr, un om care a ajuns în starea de burnout nu mai poate fi performant. El se duce la locul de muncă, parcă abia se trezește dimineața, nu te mai poți înțelege atât de bine cu el. Și aș spune eu că principala cauză ar fi o lipsă a organizației de acolo, de sus, din sistem. Adică, în primul rând, directorul general sau managerul ar trebui să gestioneze foarte bine angajații pe nivele, adică pe, nu știu, un departament, aș spune, da? Și ar trebui ca periodic să aibă diferite traininguri, diferite activități de brainstorming, da? De relaxare, unde să discute cu echipa, cum vă simțiți și unde vă simțiți prea solicitați, astfel încât să creeze o armonie. Dar acest lucru nu se întâmplă, pentru că toți managerii, ar spune eu, trag pe angajați să obțină cât mai multe rezultate pentru a obține un profit cât mai mare. Angajații iarăși poate se simt motivați de anumite bonusuri, dar iată că se ajunge la un haos.
în care ei vor cât mai mult, managerul vrea cât mai mult, dar nu se pune problema resursei personale, pentru că de fapt un angajat motivat și performant este acela care știe să-și gestioneze resursa personală și el cumva ar trebui protejat și ajutat să mențină pe termen cât mai lung această motivație și această energie. Pentru că dacă consumi scurt timp, în scurt timp iarăși nu vei mai putea da nimic. E ca și cum ești un pahar cu apă și te-ai golit și nu mai ai ce să dai. Prin urmare, asta cred eu că ar fi soluția, să se ia niște măsuri de undeva de sus, iar fiecare om în parte, fiecare angajat să se întrebe ce pot face eu pentru a fi performant, dar în același timp să nu simt că mă distrug. Vorbeai puțin mai devreme de această diferență în ceea ce privește stresul și burnout-ul. Putem vorbi de acest sindrom ca de o boală? Spuneai că burnout-ul este mult mai agresiv și cu urmări mult mai grave decât stresul. Da, nu știu, în boală ar fi mult spus, dar într-adevăr este un dezechilibru interior și este asociat adesea cu depresia. De fapt, nici nu știm exact care sunt cauzele acestui burnout, pentru că el poate avea în spate și alte afecțiuni. De exemplu, un om care a intrat în burnout și are o anxietate deja din trecut, se poate manifesta și mai pregnant sau iarăși cu o depresie. Deci pot fi foarte multe alte cauze. Bineînțeles, un specialist le poate depista, dar atunci când se ajunge în burnout, omul într-adevăr nu mai este funcțional. Deci cumva funcționalitatea lui scade și el simte că nu își mai dorește absolut nimic. Pur și simplu nu mai poate și deși îndeplinește niște sarcini, el nu mai simte bucurie, motivație și chiar dorința de a performa. Hai să vedem, Diana, să vorbim un pic și de prevenție, că zic că până ajungem în acest stadiu, ideal ar fi să vorbim despre prevenție și să aflăm cum putem evita acest sindrom, să nu ajungem în acest stadiu al scurt circuitului mental, cum îmi place mie să îl denumesc. Da, în primul rând este important ca oriunde te-ai angaja și pe orice post să fii sincer cu tine și să te întrebi, simt că mă motivează acest post, simt că îmi place, simt că este locul unde vreau să cresc și unde vreau să avansez, pentru că dacă faci compromisuri cu tine însuți, s-ar putea să nu devii cu adevărat fericit și să faci lucrurile pentru că trebuie și nu pentru că vrei tu cu adevărat. Și întotdeauna când faci ceva pentru că trebuie, ca să mulțumești părinții, societatea sau ca să demonstrezi că ai reușit să fii pe picioarele tale, să fii pe un post bun, de multe ori acest lucru nu aduce fericire pe termen lung. Pentru că eu știu persoane care au renunțat la posturi foarte puternice pentru că nu erau motivați și fericiți acolo, nu era practic vocația lor. Deci, în primul rând, ar trebui să fim sinceri cu noi înșine. Este acest lucru pentru mine? Mi se potrivește sau nu? Și pot să fac un plan pe termen lung din acest post sau nu? Mai departe, este important să înveți să comunici nevoile pe care tu le ai. Și nu de puține ori am întâlnit o echipă în care oamenii, nu, angajaților, practic, le era frică să comunice. Le era frică de reacția șefilor, le era frică să spună că, uite, eu nu pot să colaborez în această echipă, nu mă simt înțeles, mă simt prea exploatat, hai să vedem ce putem face. Și adesea țin în ei toate aceste nemulțumiri și ajung iarăși în acest burnout, pentru că îndeplinesc niște cerințe, nu știu cum să le gestioneze, nu se simt fericiți, nu pot colabora, da, între acolo membrii echipei și unde nu e colaborare, nu este nimic, practic. Iarăși, ca să putem preveni, ar fi important ca cei care sunt manageri să învețe să coordoneze, practic, mai bine. Și trebuie să înțeleagă că angajații, practic, sunt niște ființe umane și nu niște roboței care trebuie să execute la comandă anumite sarcini. Acest lucru ține de empatie, în primul rând. Și cu cât ești mai empatic, cu atât îți dai seama că, de fapt, angajați fericiți înseamnă performanță bună și îi vrei acolo. Și dacă îi vrei acolo, atunci fă-n așa fel încât să fie armonie. Caută soluții. Sunt atât de mulți coach pe business care știu să facă traininguri, să gestioneze lucrurile. Și chiar aș încuraja fiecare companie, indiferent de nivelul său, cât este de mare sau de mică, dar trebuie să existe o coeziune și o înțelegere practică acolo.
Hai să vedem, Diana, când vorbim despre epuizare în general și despre acest sindrom, ne referim, se pare cumva automat, la tot ceea ce ține de locul de muncă, dar sunt și alți factori care contribuie la acest sindrom, care ne complică așa cumva existența în afara locului de muncă? Da, poate fi și burnout-ul individual, astfel încât omul se simte practic cu el însuși supraexploatat, poate își pune prea multe deadline-uri el cu el însuși, vreau să ating și asta, vreau, spre exemplu, vreau să slăbesc 7 kg, vreau să fac sport, vreau să fac o dietă de detox, vreau să mă apuc să construiesc o nouă afacere și practic sunt atât de multe sarcini care îl copleșesc și el nu va mai putea să le facă față. Deci există și acest tip de burnout în care tu practic te supraîncarci cu prea multe cerințe și nu vei mai ști la care să te focusezi. Deci eu aș recomanda focusare și prioritizare. Se spune că dacă ai mai mult de 3 priorități, nu te poți focusa pe niciuna cu adevărat. Și de fapt, una și bună, cumva, una, nu? Una și bună, da. Sau una și bună și restul două care să fie sub prioritare. Deci prioritizarea este foarte importantă și asta ține de life managementul vieții. Mai departe, poate fi și burnout-ul interpersonal. Atunci când, nu știu, există foarte multe cerințe, poate în relațiile noastre, de cuplu, nu te mai înțelegi cu partenerul sau cu familia, tot timpul aceste conflicte între părinți și copii sau diferite relații. Aici putem să ne referim chiar și la relațiile de la muncă, tot interpersonale, da, te cerți mereu cu colegii, nu te poți înțelege cu cineva care este cu o funcție peste tine sau... Deci pot fi multe variante. Iar și aici se intră în burnout, pentru că nu mai știi cum să gestionezi aceste relații, te simți copleșit, te enervează toată lumea și devii practic epuizat. Ce se face în momentul în care conștientizăm că ajungem în această situație și cumva ne vedem fără ieșire, ca să spunem așa, indiferent care ar fi cauza, fie că vorbim de burnout în ceea ce privește activitatea noastră, locul de muncă, fie că vorbim de aceste relații interpersonale sau că ne supraepuizăm cumva de unii singuri, stabilindu-ne prea multe lucruri de făcut. Cum conștientizăm lucrurile astea și ce putem face? În primul rând, ar trebui să ne dăm așa un pic în spate. Eu întotdeauna spun, oricât ai mers pe o cale greșită, întoarce-te. Fă un pas în spate, chiar doi, chiar trei și încearcă să vezi lucrurile în ansamblu, din poziția observatorului. Pentru că de foarte multe ori când ești foarte implicat, nu mai poți vedea lucrurile de la depărtare, din zoom out. Și ai să observi că atunci când le privești de la depărtare, cumva puzzle-ul acesta devine mult mai ușor de asamblat și mult mai ușor de văzut. Și astfel întreabă-te, care sunt aspectele vieții mele în care, nu știu, am intrat în acest burnout, da? Unde simt că nu mai pot. Și ia-le pe rând, la muncă. Și analizează. Ce te nemulțumește? Care este, de fapt, problema? Care este cauza? Important este să ajungem la cauză și să nu dăm vina pe cineva, pentru că oamenii se victimizează și victimizându-se, mai tare intră în acel cerc. Deci, pur și simplu, nu căutăm vinovați aici. Vedem care este cauza, ce te nemulțumește și încearcă să comunici. Cu cine poți comunica? Cum poți comunica? Cum poți exprima nevoile tale? Asta vorbind în toate aspectele. Poți la muncă, poți în relațiile tale interpersonale, apoi vorbind de tine însuți. Ce îmi cer prea mult în clipa de față și nu simt că nu pot îndeplini sau nu mă pot organiza în acel sens? Hai să mai tai din lucruri, le prioritizez și văd ce arde cel mai tare în acest moment. Și acele lucruri care sunt prioritare, mă focusez pe ele. Deci ăsta ar fi primul pas, aș spune eu, să vedem lucrurile în ansamblu. Și doi, aș recomanda relaxarea. Relaxarea și detașarea. Noi am uitat să ne relaxăm. Alergăm prea mult după cerințe, după deadline-uri. Parcă nu știm unde alergăm, dar suntem într-un maraton continuu. Dacă doar ne-am dat puțin timp să ne relaxăm, cred că am fi mult mai echilibrați. Pentru că prin relaxare se secretă endorfine, hormonul fericirii și astfel întreg sistemul hormonal se echilibrează practic. Deci să nu uităm că după o zi aglomerată să ne oferim și un răgaz de relaxare. Cum ar arăta această relaxare, Diana? Ce pot face oamenii ca să se simtă mai bine în pielea lor? În primul rând să se încarce cu energie, fiecare așa cum
poate, în stilul propriu. Pentru cineva, te relaxa înseamnă o plimbare în natură, pentru altcineva petrece timp de calitate cu copilul, cu familia, pentru altcineva, nu știu, poate o escapadă undeva la munte, un weekend, pentru altcineva un hobby, spre exemplu, să citești o carte, să studiezi un domeniu care te pasionează. Toate aceste lucruri, noi, poate, câteodată, într-adevăr, îți dau sentimentul că poți și te duc cumva în altă lume, pentru că tu ești obișnuit într-o realitate, zi de zi, rutină. Dar când te scoți din această rutină, tu practic capeți alt vibe. Ai văzut cât de mult te încarci când pur și simplu faci ceva diferit. Și asta aș recomanda, pentru că și această adrenalină de multe ori ne scoate din zona de confort și ne dă chiar alte perspective și alte viziuni. Și nu de puține ori mi s-a întâmplat personal, nu știam cum să găsesc o soluție la o problemă, am lăsat-o așa, am decis să-mi iau o zi doar de relaxare și seara mi-a venit o idee. Cum să rezolv acea problemă? De ce? Pentru că creierul meu s-a liniștit, s-a relaxat, eu însă m-am relaxat și din această relaxare am văzut lucrurile din altă perspectivă. De aceea recomand această relaxare, este vitală. Este nevoie să apelăm la un specialist de fiecare dată când ajungem în această situație, ori să presupunem că poate fi doar una și bună, să-i spunem așa. Trebuie să apelăm la specialist când ne aflăm într-o astfel de situație, când ajungem la epuizare și nu mai facem față? Dacă simțim că într-adevăr nu putem să ieșim din acest burnout prin diferite tehnici, atunci ar trebui să apelăm la un specialist, pentru că așa cum am zis, este posibil ca în spate să se afle și alte afecțiuni pe care poate nu le conștientizăm, să fie ceva din trecut, poate o anxietate sau alte gânduri care nu ne dau pace sau alte traume din copilărie. Am avut o clientă care îmi spunea, eu totdeauna m-am simțit presată de tatăl meu care mereu a vrut să fiu cea mai bună din clasă, la facultate. Și chiar și acum mă bântuie acest gând că eu dacă nu performez la job, simt că nu sunt destul de bună pentru tatăl meu. Deci cumva ea trăia prin ochii lui. Și într-adevăr și-a dat seama că are nevoie de mai mult ajutor când a zis nu pot să trec peste asta. Simt că mereu am un stres constant din partea tatălui meu, care deși acum a văzut că am crescut, mă descurc singură, dar tot simt acea nevoie de a-i demonstra. Și uite, aici într-adevăr ai nevoie de specialist pentru a vindeca și a te echilibra practic pe toate aspectele. Există și oameni care nu ajung în acest stadiu, Diana, care cumva nu se întâlnesc cu această epuizare de-a dreptul sau nu se regăsesc în acest sindrom burnout și dacă da, care crezi tu că ar fi rețeta? Într-adevăr, am întâlnit oameni care știu să gestioneze cu succes și viața personală și cea profesională și aceia pot spune că, într-adevăr, au un stil de viață echilibrat. Majoritatea, acum mi-a venit în minte, ei fac sport și fac mișcare fizică. Deci acești oameni aflați mereu în mișcare, cumva își controlează mult mai bine stresul și emoțiile. Pentru că, așa cum ai zis, activitatea fizică eliberează endorfine, oxigenează creierul și vezi lucrurile mult mai clar. Iarăși sunt aceia care știu să se relaxeze, care își dau acest răgaz și sunt acei oameni care sunt sinceri cu ei și care și-au ales un domeniu de activitate care le face plăcere, știu să-și organizeze timpul, poate se trezesc dimineața mai devreme, fac sarcinile prioritare, se culcă seara târziu. Acești oameni care nu lasă lucrurile pe ultima sută de metri. De multe ori aici se intră în burnout, când ești de lăsător și pe ultima sută îți dai seama că n-ai făcut nimic din ce trebuia și nu mai știi cum să le gestionezi. Deci totul cred eu că ține de un bun life management până la urmă. Mm-hmm. Iată câteva sfaturi cel puțin interesante pentru a ști așa cât de cât să ne organizăm viața, nu de alta, dar ne dorim cu toții, cred că, un stil de viață sănătos. Despre asta e vorba până la urmă, nu? Așa este, pentru că sănătatea mentală are legătură cu sănătatea emoțională și chiar cu cea fizică, iar bolile acestea fizice, practic, aceste afecțiuni, au legătură cu starea noastră psihică și emoțională. Și oamenii care au burnout, de foarte multe ori, au și
și probleme de sănătate. Pentru că, na, se reflectă pe corpul nostru. Poate fi chiar ulcer la stomac, pentru că atunci când te stresezi foarte mult, stomacul este cel afectat, poate chiar ficatul și simți aici dureri. Deci, iată cum ne putem pune în pericol, practic, sănătatea fizică. De aceea trebuie să fim foarte conștienți că nimic în viață nu trebuie cu orice preț. Prețul poate fi sănătatea, poate fi chiar viața noastră și hai să ne gândim logic. Degeaba ajungem la destinație, degeaba ajungem să avem tot ce ne-am dorit dacă nu suntem sănătoși, dacă ne-am supraepuizat și dacă nu mai avem resursele pentru a ne bucura. Deci, cumva, în tot acest proces, pentru a ne îndeplini visurile, contează să ne păstrăm echilibru și resursele și energia, astfel încât să ne bucurăm și atunci când am atins idealurile noastre. Îți mulțumim foarte frumos pentru sfaturi și de data aceasta, Diana. Te așteptăm și săptămâna viitoare cu un nou subiect, cel puțin la fel de interesant ca și acesta. Dacă mă întrebați pe mine, concluzia ar fi simplă, mai mult timp pentru noi, căci e vorba despre noi și despre stilul nostru de viață, așa că să nu ajungem la epuizare, zic. Noi ne vedem și mâine la o nouă ediție de Lifestyle. Dragilor, în continuare urmăriți știrile Doto TV. Eu vă pup și nu uitați să zâmbiți!